Prețul unui pachet de țigări va crește cu 15-20 de bani de la 1 iulie, odată cu majorarea accizei totale de la 76,6 euro pe 1000 de țigarete la 79,19 euro la 1000 de țigarete, așa cum este prevăzut în calendarul de aliniere a accizelor la tutun stabilit până în 2017. Prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul aferent anului 2011 este de 130,07 euro pe 1000 de țigarete, respectiv 11,1863 de lei pe pachet. Astfel, potrivit mecanismului de calcul reglementat, nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 iulie 2012-30 iunie 2013, inclusiv exprimat în euro, pe 1000 de țigarete este de 53,18 euro pe 1000 de țigarete, în condițiile în care acciza scade de la 21 la 20% din prețul mediu de vânzare. Acciza fixă crește astfel cu 1,7 euro pe 1000 de țigarete de la 51,49 de euro, ceea ce echivalează cu un impact de 3,4 cenți pe pachet. De la 1 iulie, acciza minimă va fi de 76,5 euro pe 1000 de țigarete, cu 2,5 euro peste nivelul actual de 74 de euro pe 1000 de țigarete. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, prețul la tutun și țigări a crescut anul trecut cu 6,5%. Valoarea pieței legale de țigarete a fost anul trecut de peste 3,3 miliarde de euro, iar taxele plătite de industrie s-au ridicat la 2,75 de miliarde de euro.